Succesul în viață prezintă. Învață de la oamenii de succes. Steve Harvey. Imaginația este secretul succesului în viață. Nimic nu mă dezamăgește mai mult decât să aud oameni plini de visuri mărețe, dar lipsiți de obiectivele sau viziunea necesare pentru a le transforma în realitate. Să ai o viziune se reduce la un singur lucru. Știi unde vrei să mergi? Trebuie să fii clar în legătură cu viziunea ta, pentru că ea va dirija toate celelalte lucruri pe care le faci. Iată un citat din Albert Einstein care îmi place. Imaginația este totul. Ea este avanpremiera viitoarelor atracții ale vieții. Imaginația ta este totul. Dacă atenția ta este concentrată pe locul în care te afli în prezent, atunci momentul prezent devine eternitatea ta. Până nu îți schimbi concentrarea și nu îți înalți imaginația, situația ta prezentă te va defini. Indiferent cât de multe lucruri realizăm, trebuie să continuăm să ne forțăm imaginația. Cum ar fi să ai o viziune de primă clasă pentru viața ta? Sau cum ar fi să le oferi o educație de primă clasă copiilor tăi? Cum ar fi să creezi o afacere de primă clasă? Sau cum ar fi să-ți imaginezi o căsătorie de primă clasă? Nu poți ajunge la o viață de clasa întâi dacă imaginația ta îți permite să ai doar viziuni de clasa a doua. Dacă clasa întâi este importantă pentru tine în unele domenii, de ce să nu o faci importantă în toate domeniile? După ce faci suficiente lucruri de clasa întâi, clasa a doua nici măcar nu se va mai potrivi cu imaginea ta. Dick Gregory, prietenul meu, m-a învățat asta. El mi-a zis, Steve, încearcă odată clasa întâi. Îți va condiționa mintea să nu accepti nimic mai puțin. Clasa întâi îți condiționează mintea. Răsfață-te din când în când. Mergi într-o vacanță plăcută. Uneori trebuie să-ți duci familia într-un loc cu adevărat frumos și să vezi ce se petrece după aceea. Vei începe să visezi la frumusețea aceea tot timpul și la fel vor face și copiii tăi. Când copiii dau frâul liber imaginației, ei vin cu niște idei extraordinare. Copiii nu se gândesc la ce este logic, practic sau măcar realizabil. Ei își lasă pur și simplu imaginația să zburde. Lasă-ți inima și dorințele să-ți călăuzească viziunea. Vei avea timp și spațiu pentru logică mai târziu. Dar, pentru moment, permite imaginației tale să te ducă spre viziunea aceea de primă clasă care te poartă dincolo de locul unde te afli acum. Viziunea ta va conta doar atunci când este conectată la darul tău. Dacă viziunea ta este deconectată de la scopul tău, tu vei lucra în opoziție cu perspectiva de ansamblu a vieții tale. Eu sunt soț și tată. Acestea sunt priorități mai importante decât orice alt lucru pe care îl fac. Nu pot crea o viziune care se pune în calea responsabilităților mele ca soț și tată și să cred că acest lucru mă va conduce spre cel mai bun viitor al meu. Asigură-te că știi clar care este darul tău înainte să creezi o viziune. Pentru că nu vrei să te afli la clasa întâi într-un avion care merge în orașul greșit. Dumnezeu te-a înzestrat cu un dar și ți-a oferit o viziune pentru darul tău care nu le face rău altora, pentru că vrea ca tu să ai parte de dorința inimii tale. Nu îți limita viziunea pentru că nu crezi că te afli în locul potrivit sau că nu cunoști oamenii potriviți. Cel mai grozav lucru când vine vorba de crearea viziunii tale este că aceasta este tot atât de vastă ca imaginația ta. Tu meriți un viitor de primă clasă, iar viziunea ta ar trebui să reflecte această credință. Chiar dacă ai avut un trecut plin de eșecuri, poți crea o nouă viziune chiar acum. Eliberează-te de trecut și gândește spre viitor. Lasă în urmă o istorie de greșeli și visează la zile de mâine minunate și pline de succese. Scrie-ți viziunea într-un mod simplu și direct. Atunci când îți scrii viziunea, aceasta capătă mai multă forță. Păstrează-ți viziunea în fața ta și crede, muncește și pregătește-te să o primești. Panoul meu de viziune mă ajută să-mi las imaginația liberă, să dau la o parte din drum toate barierele și să devin atent la darul meu și la scopul pentru care mă aflu aici, pe pământ. Scrie între 5 și 7 scenarii care reprezintă diferite domenii ale vieții tale. Asigură-te că obiectivele tale nu sunt toate concentrate doar pe câștiguri în carieră sau de ordin financiar. Viziunea ta finală ar trebui să reflecte toate domeniile de importanță din viața ta,
inclusiv familia, prietenii și relațiile, sănătatea ta spirituală, mentală și fizică, să le fii de ajutor celorlalți. Și da, chiar și vacanțele și lucrurile acelea materiale pe care ți le dorești. Este important să ai între 5 și 7 viziuni care să reflecte câteva dintre aceste domenii. Asta te va împiedica să te concentrezi exclusiv asupra unui singur domeniu din viața ta, în timp ce le ignori pe celelalte. Când te uiți la panoul tău de viziune final, acesta ar trebui să îți reflecte întreaga personalitate. Rostul unui panou de viziune este ca tu să creezi o viață care merită trăită. Eu cred cu adevărat că panoul de viziune te va ajuta să duci o viață mai bună. Este posibil ca realizarea unor viziuni să dureze mai mult decât a altora, dar dacă îți menții concentrarea și muncești din greu, eu îți garantez că ceea ce crezi tu se va întâmpla. Vor fi unele lucruri pe care știi cum să le obții și alte lucruri pe care trebuie să le lași în mâinile Domnului. Când te concentrezi pe viziunea ta și o conectezi la darul tău, ești pe drumul către succes. Îți doresc să rămâi pe drumul tău și să mergi mai departe. Îți promit că peste 10 ani vei avea nevoie de o lunetă ca să vezi de unde ai plecat. Timpul trece oricum, nu mai aștepta să începi călătoria creșterii tale. Imaginează-ți viața ta și fă lucrurile să se întâmple.